Băi, ești prost, încă pot să accelerez. Mașina de Dani Sipu la o parte, eu sunt, ia uite. Împrăștit din Sipu, o pistă. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din minunatul joc BMG Drive. Suntem cu trotineta turbo, pigeon, cum mi se mai spune, pe spatele-i mamă cu sare, ridica paroțile din spate. Și pe harta Italy. Dacă nu știați, harta Italy aparent are și un aeroport. Și m-am gândit de ce să mă duc eu pe harta aia cu aeroport ce foloseam eu și să nu mă duc direct pe aeroportul ăsta. E mult mai mișto, e gigantică harta și să vă arăt cât de gigantică este aia așa. Aolo, mereu trebuie să schimb butoanele astea că se pune pe WASD. Deci uite cât de mare e de la un capăt la altul. Mamă, avem și un orășel mic aici. Trebuie să văd toate chestiile. Acolo e Dita mai castelul. Nu știu, o fi un oraș? Ia uite mă frate, bă, deci eu nu știam că e așa gigantică. Deci avem un oraș aici. Avem un oraș și pe munte, cred, lângă castel. Este incredibil de mare față de orice hartă din BMG. Deci avem și pe munte, castel, plus tot blocuri, oraș întreg. Nu pot să cred. Și avem și acolo orașul și cam atât. Aici nu cred că chestiile alea se pot explora, dar le dracu, cred că suntem pe o insulă, gen aici, nu avem cum să ajungem în alte părți. Hai să revenim la mașină și să facem ce trebuie să facem în episodul ăsta. Mă duc la un capăt al pistei și vreau, frate, să bag un mod super șmecher. Păi și n-am crezut că o să fie așa de complicat, m-am chinuit o grămadă, scuze că am țipat, nu mi-am dat seama. Și am pus chestia asta, vreau să fie un gen, un făcător de rulouri de mașini. Nu știu dacă am făcut gaura asta prea mare. M-am chinuit să-i fac forma, o să vă las și vouă link-ul în descriere să-mi ziceți că sunt bulangiu. Pentru că se găsește mai greu modul ăsta și e și complicat de făcut. Scrie acolo în engleză tot ce trebuie să faci. M-am chinuit și o grămadă să-l fac, sincer, nici nu știu dacă merge. Hai să vedem dacă intrăm cu trotineta în el. Dar nu o să intru cu trotineta asta, o să intru cu cu trotineta turbo, frate. Din păcate merge doar pe harta asta. Așa cum ziceam, nu știu dacă m-ați auzit, s-a blocat pentru o secundă. Din păcate merge doar pe harta asta. Dar vom încerca să facem pe harta asta dacă altă posibilitate n-avem, frate. N-avem ce să facem. Nu mă pricep să o mut acum pe altă hartă, e prea complicat. Unde dracu mi-e trotineta că n-o găsesc? Am atât de multe, frate, că nici nu mai găsesc, uite aici asta. Cea mai șmecheră trotinetă. Și să vedem dacă face rulou trotineta. Logică, vom testa un milion de chestii. Dacă nu e satisfăcător și gen nu un cap pe trotineta, dar ar fi trebuit să fie circumferința intrării mult mai mare. Hai să prind vreo 200 la oră și să încerc să intru în porcăria aia, să văd ce se întâmplă. Dacă nu mi iese bine, o să mai modific eu. Ne luăm avânt cu Pigiotto. Zici că e, aolo, mamă, 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 cum controlez eu bestia asta, bossule, că n-am cum să o controlez. Un restart, că e imposibil. Mamă, deci îndriftuiește foarte mult, n-am putut mai mult de 66 la oră. Trebuia să o fac mai largă, frate, vreau să văd. Aaa, ce bău sunt, am uitat să bag colliderul. Doamne, mâncați aia stălpile tale, fiți atenți, ai știu. Mamă, iar m-am chinuit 5 miliarde de ani. Ce trebuia să fac era să fac aici visible mesh. Visible mesh. Sper acum să meargă cu F11. Deschid prostia asta. Aveți și voi în tutorial dacă vreți să vi-l băgați. Ia să vă merge. Ba. Merge. Ok. Vreau doar să-l testez dacă merge contactul. Hai să încerc să-mi iau viteză. Deși e foarte greu să controlez tâmpenia asta de mașină, trocarici ăsta de mașină. O să încerc să vin mai de pe aici. Mi-a plăcut prima oară cum am trecut, ca și cum n-ar fi fost.
Aolo, nu e bine, nu. Hai să iau altă mașină, că asta e proastă rău și nu pot să o controlez, oricare alta. Ok, am luat Fiat 500 din joc, de pe harta cu Italia. What the fuck, am lăsat slow motion. Bă, mă, mai încurc mult în butoane, în sfârșit. Ci că asta ar trebui să meargă rapid. Nu merge a 500 rapid, dar măcar... L-am mâncat aici grata. Măcar merge. Îmi place care ăsta de Erexos pe spate. Poate o să reușesc pe viitor să bag porcăria asta de făcător de cârnați și pe alte hărți, că deja m-am plictisit de harta asta dreaptă. Bun, hai să încercăm. O să mă duc direct, de data asta cred că o să nimerez. Aoleu, dar trebuie să dau un slow motion mai dinainte așa ca să pot să controlez mașina. Am 106, bă, dar totuși gaura tot destul de mică e. Am 100 la oră, am 100 la oră. Ce iese? Nimic. Am viteză prea mică ca să iasă prostia asta. Dar cumva e impactul diferit, fratele meu, nu-mi iese deloc. Ok, am reușit să fac prostia asta, am mutat-o pe altă hartă, pur și simplu, e foarte complicat, mi-am bătut capul de m-am rupt. O să încerc să intru cu ăsta în el, de fapt nu cu ăsta, cu altă mașinuță, hai mă cu Loganul mă, doar nu alta. Am luat Loganul, ideea e că nici nu știu dacă o să reușesc să intru prin chestia aia mică, trebuia să o mai lărgesc, dar o să încerc așa. Dăm și noi un slow motion or 2, e foarte greu de controlat mașina la 100 la oră, nici nu cred că o să trec prin el la 100 la oră, sincer. Și, oh my god, nu, am 140 la oră. Ce se întâmplă? Nici o șansă să trec prin el. Aproape de tot. Cred că trebuie să îl fac puțin mai larg și să mă duc să iau viteză mai mare. M-am reușit în sfârșit să-l fac mai mare. Hai să-i dăm o rere. Ce dracu, cum o mamă, iar aveam asta scăzut. Puțin mai mare, să zic. Mi-e foarte greu, mă descurc foarte greu cu ăsta. Ok. Și am trecut. Probabil chestia asta mare pot să o folosesc pe autobuz. Hai să încerc pe autobuz. În sfârșit, frate meu, am pus ăla cum trebuie. Am reușit să pun pe harta asta. L-am pus cam aproape, dar dă-l dracu că mă chinui destul. Vreau să văd autobuzul cârnat. Vreau să văd dacă autobuzul se va face cârnat. Și vreau să văd asta în slow motion. Sincer, chiar sunt retardat. Trebuia să-l pun mai departe. Dar o să se rezolve și asta. Am 300 la oră deja. Și să vedem dacă o să încapă prin prostia asta. Și ce o să se întâmple? Asta vreau să văd, fratele meu, de când m-am chinuit. Asta vreau să văd. Autobuzul făcut limuzină. I-au zburat și rachetele, se duce în cer, îmi place, fii atent. Că eu de aici pot să opresc și să pornesc racheta, uite așa. Ia, să văd, pot să o îndrept, fii atent. Îi dau de astea numai când e cu capul în jos. Vreau să o înalț. Pot să o înalț cât de vreau eu în cer. Ce prostie. Ia vezi? Mamă, deci explicăm ce e asta, bosule. Nu știu ce e. Cârnatul camion. Cârnat autobuz, de ce dracu zic camion? Nu știu. Ok, am rezolvat în sfârșit. Hai să alegem la întâmplare ce mașină am eu pe aici. Să alegem și Loganul. De fapt, Loganul cred că trece prin el. Îmi trebuie o mașină mai mare. Nu știu, am dube. Am dube. Nici nu știam că am duba neagră. Fantomă, poliței. Am duba de poliție. Hai să luăm care arată cel mai mișto. Asta arată că scrie poliței. Azi v-ați draie. Hai să vedem. Mamă, ce zici că o să răpesc pe cineva cu mașina asta? Nu prea prinde viteza așa de repede, așa că o să-i dăm blană până la capătul pistei. De-aia am mutat ăla acolo cu un scop. Am uitat să fac cea mai importantă chestie. S-a prins sirena și a mers în viteza lui, săracul, abia a prins viteză, cam praf mașinuța asta, dar măcar
trebuia să iau ceva mai mare. Hai să încercăm alte camioane și alte nebunii. Nu știu câți ați văzut episodul în care eu am folosit Monster Truck-ul, mamă cum se duce, dar da, eu am un Monster Truck băgat în jocul ăsta și trebuie să-l testăm și pe ăsta, mamă ce bot are, ei. Nici nu știu dacă o să intre pe tot. Aolo, maximum cred că 150 dacă prinde e bine, dacă nu-i cad roțile de pe el. Aolo, nu pot să-l țin, hai, nu pot să țin bestia, hai să dau un slow motion. 100, bine, nici chiar așa că abia ajungem, nu vreau să ne prindă anul nou 2020. Fii atent, mai încoace. Mamă, e foarte greu de controlat. Nu știu dacă pot să-l bag la viteza asta. Hai că am reușit să-l îndrept. Hai că merge. Yes, am reușit să-l îndrept, fii atent. Ce se întâmplă? Iese sau nu iese? Au ieșit niște pistoane, boss, nu-mi zice că alea erau pistoanele, că e nașpa, ceva supape, nu se știe exact ce reprezentau, a rămas blocat, mamă cât fum, foc, benzină, tot încă arde, a ieșit din el, deci aparent cu ăsta nu pot să trec prin ăla, hai să alegem altceva. Nu știu dacă mai țineți minte minunăția asta a camionului Moș Crăciun. Chiar sunt curios ce se întâmplă cu camionul Moș Crăciun când îl bagă în mașinăria de făcut rulouri, salamuri, baghete, ce vreți voi, crembuști. Bosule, dau de jumătate de oră la camionul ăsta, împing la el și abia am 80 la oră, ești nebun, 80 la oră. Hai să-l pun și eu pe linie, l-am pus de la volan ca să văd mai bine. Nu știu ce îmi trage dreapta în continuu. Am 90 la oră acum. Mamă, deci e infect acest camion. Abia prinde viteză. Și va fi extrem de greu să nimeresc gaura, fii atent. Acum nimeresc. La 90 la oră. Eu cred că n-are nicio șansă să treacă prin. Băi, ești nebun? A ieșit un pic. Dar cam atât. Ce dracu să treacă mai mult la viteza care am avut omul? Viteza pe care am avut-o. Băi, ia gramatule. Ok, și pentru că what the fuck, așa greu se mișcă ăsta, glumești? What the fuck, eu credeam că se mișcă mai repede. Bă, ce se întâmplă? Nu, nici n-are rost să-l încerc pe ăsta. Și chiar nu știu ce se va întâmpla cu acest ladă dacă încerc să trec prin ăla. Cred că e foarte mare și trec exact prin, dar am zis de ce nu, hai să încerc. Să vedem ce dracu se întâmplă, mai ales pentru că am încercat lada în episodul trecut. Deja am 150 la oră, e o îmbunătățire de la cer la pământ față de camioanele alea ce le-am testat până acum. Bă, cred că o să-mi doaie puțin lada, întrebare e cât de mult. Nu prea știu eu să modific cum trebuie chestia asta. Dacă aș fi știut, ar fi și blană. Bă, pare că o să îmi dai mai mult decât un pic. Nu cred că o să încap așa direct. Ia fete. Bum! A îndreptat-o un pic. Cam atât. Puteam să bag mai mult. Dar chiar, la mașinile astea mai mici o să-l bag mai mult în pământ. Și să văd atunci ce se va întâmpla. Să le îndoie de tot. Ia vezi, e ca nou. Arată, zici că și-a făcut freza și-a dat părul peste cap. Ok, am luat un dragster. Pentru că dacă scrie dragster, mamă, ce grilaj are. Unde e motorul? A, e în spate. Are grila și se vede gol. Se vede așa mișto. Zici că e un căpere acolo sub capotă. Și nu mă întrebați de ce n-are jante. Habar n-am de ce n-are jante. Chiar nu știu și... Dar aparent plutește cumva. Hai să vedem dacă prinde viteză și așa. Cred că are tracțiune... Sau fi tracțiune... Nu mai e tracțiune spate... Nici nu-mi dau seama, sincer. Poate sunt cauciucurile gen în funcțiune, dar nu se văd, e un bug. Hai să văd ce se întâmplă cu camionul ăsta și cu ăsta abia prin viteză. Și ce că e dragster, mă. Bă, ce trac cu dragster ăsta, mă? Înțeleg, hai top speed, dar... Dragster în cât a prins 100 în 10 secunde? Ce dragster e ăsta? Mă așteptam la un monstru. Și am 120. O să încapă chestia asta prin el? Asta e întrebarea.
Și apare răspunsul este nu. Se vede super mișto grilajul ăsta și a ieșit. E timpul să testăm mașini mai micuțe, am dat la mai jos, mi-am prins urechile în toate prostiile astea, am dat reînregistrare, mă rog, e mai greu, dar am reușit până la urmă. Hai să vedem cum, nu vreau să modific foarte mult ăla pentru că nu merge, e foarte greu, așa că doar l-am dat un pic mai jos. Și să vedem, am 200 la oră, ce se întâmplă? Bum! Hai că am mai lovit-o cât de cât. Putea fi dat și mai jos. Nu știu de ce dracu nu l-am dat eu și mai jos. Dar am crezut că dacă e prea mult jos, nu o să mai iasă mașinile din el. Hai să-l dau și mai jos, frate. Am dat și mai jos. Am selectat mașina care trebuie. Real time, așa. Stai mă, bă, mereu mă încurc în butoane la câte schimb aici. Ăsta prinde 200 la oră în 3 secunde. Nu mă întrebați cum. Dacă n-ați văzut episodul cu Tesla, nu știți și ați ratat. Decentrat, e foarte greu decentra mașina asta. Mamă, am scos slow motion-ul din greșeală. Ce s-a întâmplat? N-am intrat pe centru. Hai să încerc încă o dată pe centru de data asta. Ok, acum zic eu că sunt pe centru. Sper să trec prin de data asta, dacă cu ăsta la 230 la oră nu trec prin el, cu ce dracu trec prin el? Yes! Am trecut prin el! Mamă! Yes! Nu-mi zice... Încă poți să accelerez? Băi, ești prost! Încă poți să accelerez! Mașina de Dan Nisipul la o parte eu sunt, ia uite! Împrăștit Nisipul pe pistă! Mamă, și fii atent cum face. Deci, acum nu mai merge acum? Prrrr! Zici că e automat din ăla de aruncat apă. Tăt. Iau. Parcă minunăția asta de mașină de poliție, deci iubesc sirenele astea, girofaruri sau cum se numesc părțile astea vizuale. Mi se par prea panoramă. Dacă aia a trecut, să vedem... Dacă și asta va trece, e bombă mașina. Îmi place felul mașinii astea din Ferrari de la vechi. Mi se pare super tare cum se făceau mașinile înainte, mai ales cu farurile astea ce se ridică. Să vedem, ăsta trece prin el, nu trece prin el, devine salam. Nu devine salam, ce dracu am făcut, mâncați. Am revenit. Aflăm acum... Momentul adevărului. Aflăm momentul adevărului? Da, îl aflăm. Devine sau nu salam? Devine nebunia lui salam? A devenit nebunia lui salam. Ia vezi? Și încă merge. Bă, ce-mi place că toate mașinile astea după ce le trec prin ăla încă merg și asta chiar arată bombă. Și încă... Gen se duce, nu e doar aruncătoare de nisip. Mai fac și niște drifturi după toată cascadoria. Fii atent, deși știu că nu prinde mare viteză, nu ne putem lăsa, frate, până nu încercăm Logan. Ce rost are să facem orice fără să încercăm Logan. O, da, și mi-a buguit cumva Loganul, mașina anterioară. Ce prostie. Geamurile mele sunt mai ridicate, dar nu-i nimic. E ok, să zicem că are o husă portocalie la scaune. Am 160 la oră, ceea ce nu e puțin. Nu mă așteptam, sincer. Mă uimește Loganul. Ce? N-am mers slow motion din prima, dar hai că am reușit să-l fac. N-a trecut, mă, prin, mă, era și culmea. Au trecut... N-au trecut altele și trecea Logan. Ce dracu. Ok, și pentru că am mai scăzut nivelul, am dat aia mai jos. Sunt tare curios dacă reușește să treacă trotilatul ăsta de autobuz, dar ideea e dacă reușesc să-l centrez eu. Mamă, dar nici nu știu dacă încape pe chestia asta acum. Hai, cred că încape. Mamă, și l-am dus perfect. Perfect pe dracu. Aproape perfect. Trebuia mai în stânga. Nu, cred că are nicio șansă să iasă. A ieșit o roată, dacă am atâta. În rest a rămas blocat. Nici o șansă. Bun, am înțeles, am testat toate prostiile de mașini, dar cum să nu testăm noi această bijuterie de încercare de Dacia intrând în făcătorul de salam?
Nebunia lui Salam aici, în direct și în reluare. Asta e nebunia făcătorului de salam. Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Mamă, deci dacă trec ăsta prin adres, a trecut prin, nu mai am cuvinte, zic și prostii. Și ăsta zici că și-a făcut freza, bă, și ăsta chiar merge. Ești nebun? Apropo, și mi-am dat seama, frate, mașinul ăsta a fost făcut în automation. E un joc foarte mișto în care poți să-ți creezi mașini. Nu știu cum dracu mi-am dat seama așa târziu, am văzut și eu pe net. Eu am crezut că nu-i făcut în automation, dar mă rog. O să încerc o dată când o să am mai mult timp, că deocamdată nu prea am timp deloc. O să încerc să fac mașini și să imit o Dacia, dar nu cred că îmi va ieși. Dar mă rog, o să încerc să vedem ce iese. Până atunci mai încercăm câteva mașini. Încercăm și mașina de miliție. Miliția! Și iubesc cum se vede lumina albastră așa ducându-se. Deci, nu știu, îmi plac jocurile în care sunt polițiști, mă jur. Abia aștept să mai bage update-uri în Flashing Lights. Până atunci am prins destul de mult, sincer, cu mașina asta. 140 la oră. Dacia... Nu Dacia, care dracu era aia, mă? Trabantul nu prinde că 90 la oră. Dar ăsta prinde 160 chiar. Aolo, nu l-am dus prea bine. Aproape să iasă. Și cred că n-a ieșit din cauza că l-am băgat eu strâm. Dacă ieșea din... Dacă ieșea pe centru, ieșea bine. Dacă ieșea, că dacă nu ieșea, nu ieșea. Că dacă ieșea, ieșea. Ok, nu puteam să ies. Dacă am încercat miliția, trebuie să încerc și poliția. E super șmecher BMW-ul ăsta. Încercarea de BMW. Pentru că mulți mi-au zis, da, că ăsta e BMW. Știam și eu că e BMW, dar e gen... Nu pot să-i pun o siglă, dar n-am vrut să zic BMW, chiar BMW. Ce mișto e și bord, ești nebun. Cât am? 170 la oră. Și 160 acum. Chiar sunt curios dacă trece prin chestia asta. Poliția rămâne la datorie. Aparent refuză să treacă poliția română. Bine că am claxoane. Ia uzi. Și o să închei episodul ăsta cu o mașină care n-am încercat-o niciodată, sincer. Nu știu de ce, nici nu știam. E poliția Moldovei, frații noștri moldoveni. Uite aici, MEI. Nu știam că și la ei se numește exact Ministerul Afacerilor Interne. Nici nu știu dacă am zis o prostie. Administrație interne. Mă rog, MEI. În orice caz, eu am fost jupunul. Aici vom distruge și poliția Moldovei. În nebunia lui Salam. Vă salut. La revedere. Și apropo, rupeți butonul ăla de like dacă nu vreți să vă rup eu.